Ce ați văzut la fața locului când Am ați ajuns? ajuns odată cu echipajele de descarcerare. Jos în râpă s-a aflat un autoturism cu două persoane încarcerate, care s-au apucat să-i descarcereze. Erau grav răniți? Erau încarcerați, erau în stare conștienți. Erau. Și autoturismul de pe drum, erau două persoane care au refuzat transportarea la spital. Cât e de periculos drumul? Foarte periculos, pentru că este mâzgă depusă pe lei și nu se dă cu absolut nimica. S-a dat acum, când a nins ultima dată, acum o săptămână jumate și nu s-a mai dat cu nimica de atunci. Am înțeles că sunt rude de ale dumneavoastră persoanele încarcerate. Da, pasagerul din dreapta era bunicul, soția mea. E grav? Nu, e ok, mulțumesc Dumnezeu, dar restul, proprietarul mașinii și soția lui, au ajuns la spital.